Reporterul CBN, Heather Sells, a mers în Cuba și a făcut un reportaj despre biserica care se extinde. Heather, acestea sunt vremuri palpitante pentru biserica din Cuba. Așa e. Biserica se extinde și bisericile dau dovadă de o unitate deosebită. În cadrul acestei campanii de evangelizare care tocmai s-a încheiat, s-au întrunit peste 300 de biserici din peste 30 de denominații, luând legătura cu peste 55.000 de oameni. În anul 2015 am mers în Cuba și am găsit o biserică plină de viață care folosește mijloace simple pentru a împărtăși mesajul lui Hristos. În ultimii ani, bisericile din Cuba au cunoscut o creștere incredibilă în ciuda sărăciei și al unui regim opresiv. Pastorul Nestor locuiește cu soția sa într-un apartament de două camere. Membrii bisericii sale se întâlnesc într-o încăpere de mărime medie, unde nu încap toți. Am crescut în credință și datorită limitărilor și dificultăților. În ciuda restricționării construcțiilor noi, în rândul baptiștilor din Cuba și membrilor Assemblies of God, s-au răspândit bisericile în case. În ciuda resurselor limitate, oamenii tânjesc după Evanghelie pe întreaga insulă. Duminica dimineața, bisericile sunt pline. Oamenii nu pun accent pe comoditate. Sunt obosiți pentru că lucrează toată ziua, însă se așează pe scaune improvizate sau stau în picioare pe toată durata serviciului, nu îi deranjează. În perioada președinției lui Raul Castro, restricțiile cu privire la biserici s-au atenuat. Se pot organiza evenimente publice cu mai mare ușurință și se poate evangeliza. Emigrantul și filantropul cubanez Teo Babun spune că moartea lui Fidel Castro poate crea mai multe oportunități. Dictatorul a distrus libertatea religioasă. Castro a exilat credincioșii și a interzis manifestarea publică a credinței. Fratele său, Raul, este pragmatic și este mai permisiv față de biserică. Nădăjduim că guvernul cubanez se va putea îndrepta în mod progresiv spre libertate religioasă. Unii se tem că Raul Castro ar putea limita libertatea religioasă ca nimeni să nu profite de moartea fratelui său. Unii se tem că în timpul administrației Trump, călătoriile în Cuba vor fi restricționate din nou. Acest fapt ar putea încetini procesul de extindere a parteneriatelor între bisericile din SUA și Cuba. Expertul baptist în domeniul misiunii, Jason Carlyle, spune că îmbunătățirea relațiilor între SUA și Cuba a încurajat misionariatul. Orice lider entuziasmat care încearcă să se implice la nivel mondial, care vrea să trimită misionari din biserica sa într-o țară cu creștini, se gândește la Cuba. Deocamdată, pastorii cubanezi și liderii de misiuni din SUA sunt precauți, dar optimiști. Biserica cubaneză a dovedit deja că poate supraviețui, dar și mai mult, poate prospera în condiții dificile. Conform unui nou raport emis de Associated Press, Assemblies of God este biserica care se răspândește cel mai repede. În 25 de ani, Assemblies of God a crescut de la 10.000 de membri la în jur de 120.000 de membri în prezent. Mai sunt 100.000 de baptiști și 40.000 de metodiști în țara în care cândva credința a fost în afara legii. Heather, Cuba este încă o țară săracă. Cum reușește biserica să se răspândească într-o țară săracă? Ei folosesc un model foarte simplu care este un exemplu pentru noi toți. Ei îi încurajează pe oameni să-și spună mărturia. Când cineva devine credincios, este încurajat să-și împărtășească mărturia cu vecinii, colegii, să-și spună experiența personală și care e importanța lui Isus în viața sa. Ei folosesc metode de bază pe care le putem găsi în Noul Testament. Biserica înflorește, iar bisericile în case se răspândesc în Cuba din cauza restricțiilor venite din partea guvernului, care inițial au fost considerate negative, dar acum s-au transformat în ceva pozitiv. Bisericile în case se multiplică cu repeziciune pe insulă. Președintele Consiliului Bisericilor în Cuba recent a declarat agenției Associated Press că în Cuba există libertate religioasă. Crezi că este o afirmație corectă? Este interesant că au făcut această afirmație, deși nu știu de ce au făcut-o. Cred că adevărul este la mijloc. Credincioșii din Cuba nu spun că nu sunt persecutați deloc. Se confruntă cu multe restricții. Sunt restricții cu privire la construirea bisericilor, cu privire la evenimentele organizate în public. Trebuie să aibă grijă la comportamentul lor, însă majoritatea dintre ei ar spune că termenul persecutare este exagerat.
Cât de semnificativă este ultima campanie de evangelizare care a avut loc recent? Mulți sunt entuziasmați că bisericile s-au întrunit și pentru că 55.000 de oameni vor apariția unei cărți cu mărturiile cubanezilor. Campania a avut multe efecte pozitive. Este foarte palpitant. Mulțumim pentru acest reportaj, Heather.